Ceau, dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și uitați-vă cum arată dulceața mea de nuci verzi. Sunt chiar ultimele pe care le bag în borcan. Uite aici cum arată siropul, camierea și uite aici frumusețile de nuci verzi perforate ca să intre siropul și în ele să confieze corect. Deci nu e poșircă, ci dulceață, atât de-abia curge. Na, haideți să vedem cum facem minunăția asta, uite, cu coș de lămâie care s-au confiat și ele aici, bineînțeles cu vanilie, bourbon. La treabă, ca să obțineți și voi așa o bunătate. Vai, ce bine miros! Nuci culese din pomul Dianei. Uite aici, mi-a zis că pus copiii să numere și ori cules 60 de nuci. Na, ales 50 de nuci, ar fi 2 kg. Au un pic mai mult, avem de 2 kg. Dar oricum nu ne interesează în momentul ăsta, că o să cântărim după ce le curățim. Ce ne mai trebuie? Mănuș de cauciuc, țapene. Pentru că nucile conțin iod și vă negriți rău de tot pe mâini. Un cuțit scurt, bine ascuțit, lamă scurtă. Sare de lămâie, fiind cantitate dublă față de rețeta de pe site, care e cu un kil de nuci, vă las link. Acum am nevoie de două plicuri, adică 8 copți, 16 grame. La ce e bună sarea de lămâie? La albitul nucilor și să le păstreze frumoase, să arate așa cum ați văzut în introducere. Ne mai trebuie și lămâie, asta mai mult pentru aromă. Le spăl și o să-mi pregătesc aici 2 litri de apă rece cu 2 plicuri de sare de lămâie. 2 litri de apă cu 2 plicuri de sare de lămâie, adică 16 grame. Sarea de lămâie e acid citric pe care organismul nostru îl produce în mod natural. Trebuie agitată ca să se dizolve. Rece, rece, rece să fie apa. Acum pentru extra aromă pun și vreo 2 felii de lămâi. Da, așa tăiate cu așa de o aromă specifică. Îmi bat capul. Asta e o felie tăiată, 2 jumătăți. Și încă o dată mai ajută ceva și zeama asta. Te le storc și pe ele aici. Capa asta nu o să o schimbăm, o să mai trebuiască făcut o zeamă de asta faină cu sare de lămâie și lămâie. Așa. Și acum luăm nuca și începem să o cioplim. Cât de tare? O să vă arăt în secțiune. Are coajă verde groasă și un strat verde deschis și ajungem, deja se vede un pic la alb, no, la alb trebuie să ajung. Da, deci dau jos cei verde și verde deschis, dar încerc, uite, să nu cioplesc din cel alb, să mai rămân cu ceva. Uite așa. Cu cât rămânem, păi vă spun eu, dintr-un kil, rămânem cam cu 330 de grame de miezuri din astea. Și ne grăbim cu fiecare nucă, nu stăm să ne gândim, ca să o cufundăm cât mai repede în soluția de apă cu lămâie și sare de lămâie. Să nu rămână verdele ăsta deloc, că ăsta pătează și mi le negrește pe toate. Deci tot întorc și mai tot cioplesc. Nu, cam așa ceva. Trebuie să fie. Da? Ce-o pun aici? Să se ducă, să stea. Să se decoloreze. Și așa mai departe facem cu toată. Ne vedem când e gata cu toată curățată. Vă mai arăt una. Aici e mult verde. Nici n-am ajuns. De-abia aici văd albul. Trebuie să ajungem la alb. Dar nici să nu renunțăm la mult din el. Să știți că sarea de lămâie e foarte bună să scoateți petele de pe mâini. De la cireșe, căpșuni, cartofi noi. Cu tot timpul. Dacă mi se pătează mâine, că vă dați seama că nu prea, mai chiar asta e extremă situația cu nucile, că se chiar murdăresc rău, dar în restul nu prea folosesc mănuși în bucătărie. Și atunci, dacă mă pătez, folosesc sare de lămâie. Mă ud un pic pe mână, pun un pic de sare de lămâie și frec bine de tot. Și mai departe. Da, am tot curățat la nuci și vreau să vă zic că am descoperit o chestie în timp ce le curățam, ca să arate și mai frumos. Față de primele care erau cioplite așa, uite ce frumos arată ultimele. Am lucrat cu două
ustensile, adică tot cu cuțitul mic, dar și cu un economizor. Și o să vă arăt acum. Asta e o tehnică bună, ca să fie și frumoase. Prima tură iau așa stratul verde și cu ăla verde deschis cât pot. Vezi că deja mă apropiu de alb. Dar partea aia așa o să o fac cu economizorul, ca să-i dau o formă plăcută nucii. Să nu fie tot cioplită ca și cu barda. No. Acum trec la economizor și vezi că începe să oxideze și văd cât trebuie să iau. Și uite ce frumos o fac așa, pe lung, iau subțire, să nu tai prea mult din alb. Până nu rămâi cu nimica dacă tot cioplește aiurea cu cuțitul. Și forma e foarte frumoasă. Uite, că se și vede, imediat se oxidează partea aia verde deschis. Și aia e amară și are iod. O fac și la capăt. Și la capătul ăsta alt. Și mă repede cu ea în apa cu lămâie. Na. Mai frumușică decât celelalte. Uite așa. Ar fi. Și o pun aici. Și mai am una. Și am gătat. Cu curățatul. Mă vine altă distracție cu înțepatul. Să vă arăt imediat. Da, să fie de tipul ăsta, că dacă e așa pe vertical e greu de lucrat, din ăla cu coadă în T. Aici am alt control. Încerc să vreau să vă spun că e un cuțit economizor pe care l-am de 20 de ani, cel puțin, Lifeheight. Nu se mai face modelul ăsta, l-am căutat inclusiv în Germania. Am avut două, unul cred că s-a aruncat din greșeală la un moment dat la gunoi, cu ceva coș de cartofi, și țin de el cu dinții. Atât de bine curăță și subțire. Și nici unul nu se poate compara cu el, că am avut nu știu cât am tot cumpărat în timp. No, bun, uite aici mai am un pic și gata. Și cu ultima nucă și arată frumos. Stai acolo. Ne iau un alt castron cu apă curată, rece, tot așa 1,5 litri. Dacă mai trebuie mai pun și 2 plicuri de sare de lămâie. Să ai apă proaspătă cum ar fi. Amestec să se dizolve sarea de lămâie. Altfel îmi rămâne la fundul castronului. Și acum vine înțepatul. De ce le înțepăm? Ca să pătrundă siropul în ele, până în interior, să devină confiate. Eu le înțep așa, dintr-o parte în alta. Mă duc așa, vezi să nu vă înțepați în deget. Deja am 2 găuri, da? O dată, de 2 ori, de 3 ori, tot timpul dintr-o parte în alta. Patru, cinci, și bineînțeles că dăm una și de sus, dintr-un capăt în altul, mă vezi să nu fie foarte lemnoasă. Așa, să ieșim până aici. Și pun nuca în zeamă proaspătă. Și asta deja va trage în interior. Și iar, de 6-7 ore așa, dublu. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 de sus. Variantă mai șmecheră cu furculița. Da? Una. Asta nu dintr-o parte în alta, numai până în mijloc. 2, 3, 4. De 4 ori. Și o punem acolo. 1, 2, 3, 4. Da? Hai, dacă trebuie și 5, dar nu-i musai. De 4 ori ajunge. Și așa mai departe. Într-un final am terminat cu înțepatul, cu furculița o mers cel mai repede și am uitat să vă zic că nu numai ca să intre siropul, ci în prima fază să iasă amăreala și din mijloc. Ele fiind acum puse în soluție proaspătă cu sare de lămâie, rece, uite, deja s-au îngălbenit. Le voi acoperi, cum? Cu o farfurie care să le țină cufundate. Încerc să nu mă mânjesc, că de-abia m-am spălat. Vreau să vă zic că și prin mănușă trece. Uite așa, atunci știu că sunt bine imersate, le dau la frigider
până mâine peste noapte, 8 ore, 10 ore. Și atunci mâine le dăm prima fierbere în apă curată și o să vedem să iasă prima tură care e amară. Și pe urmă facem siropul și așa mai departe. Da, ne vedem mâine cu nucile. Să vedem ce ne fac nucile verzi care o stă peste noapte în a doua tură de apă cu lămâie. Sunt faine. Da, acum urmează așa. Încerc să nu ating, să nu mă îngălbenesc. Să merg cu ele la chiuvetă, le răstorn într-o strecurătoare, le dau două clătiri cu apă rece, iau o oală mare și vă arăt că pun nucile, apă rece, curată și le dăm un clocot de 10 minute. Na, la treabă. Am clătit nucile, le-am scurs, le pun în oală. Acum o să arunc ce s-o mai scurs aici și pun apă rece, nu contează cât, o să le acopere bine. Să-i mai pun o cană, dar nu că plutesc. Bun. Capac pus pe întredeschis și foc iute. Acum, de când ajung la fierbere, o să cronometrez 10 minute, deci de fierbere efectivă. Nu numai acum, de când le-am pus. Lasă asta pe întredeschis, nu cumva se umple, dar le urmărim. Le-am lăsat să clocotească aici cel puțin 5 minute, mai bine 10. Acum este multă amăreală din ele. Sting focul, mă duc la chiuvetă, le răstorn într-o strecurătoare și le clătesc bine de tot sub jet de apă rece și le pun în apă rece, le las deoparte. Nu se lasă nicio secundă vraiște, că se închid la culoare. Și pe urmă o să preparăm siropul în care le vom fierbe. Cam 7 minute, chiar și 10 e bine să fiarbă. Acum, ca să aflăm de ce cantitate de zahăr avem nevoie, voi scurge nucile, le cântăresc și le pun înapoi în altă proaspătă. Pun un vas pe cântar, fac tara, aduc la zero. Le scurg. 1060, un kilogram, exact dublu față de rețeta de pe blog. Deci, un kil de zahăr va trebui să pun și acum apă rece peste ele. Treaba e simplă, un kilogram de zahăr și 200 de mililitri de apă. Lucrăm în cratițe largi, pot fi de inox, de cupru, cum am eu, sau clasice, emailate, cum aveau mamele și bunicile. De ce? Ca să avem suprafață mare de vaporizare. Fructele să stea pe cât mai puține straturi, să nu fie ceva înalt și îngust unde fructele să-mi stea claie peste grămadă. În niciun caz nu facem gem și dulceață în oale de ciorbă. În plus, principiul de la dulceață este fierberea separată a unui sirop compus în cazul de față dintr-un kilogram de zahăr cu 200 de mililitri de apă. Ce mi-am mai pregătit aici? Feliile unei lămâi și două plicuri de zahăr vanilat bourbon. Aceste două elemente vin mai târziu, de-abia când punem și nucile la fiert. Cel mai indicat ar fi să lucrăm cu termometru pentru a afla temperatura optimă a siropului de zahăr. La 110 grade vreau să-l aduc. Pentru cei care nu au termometru, o să fac și proba cu farfurioara ca să aibă un reper. La început foc iute. Eu mi-am pregătit termometrul, încă nu-i cazul să-l pun. Găsiți așa ceva pe internet, 30 de lei, 40, foarte util. Are gradații trecute aici, are gem, care e la 105. Și acum eu o să vreau undeva la 110, cam pe aici, peste stadiul de gem, să fac siropul. Și o să vă arăt eu și proba cu picătura. În tot cazul, proba cu picătura se va face pe farfuriera temperatura camerei. În niciun caz nu facem probă de gem sau dulceață pe farfurii din congelator sau frigider, pentru că acelea deturnează rezultatul final. Noi trebuie să știm la temperatura camerei cum e un sirop, nu în congelator. De ce prefer cratițele de cupru? Asta e chiar un cazan special cu formă trunchi de con, tronconic, da? Care este special pentru gem și dulceață. Pentru că are pereți subțiri, forma lui îmi trimite tot timpul lichidul de pe pereți înapoi în vas
Iar revenind la subțirimea pereților și la faptul că materialul în sine, cuprul, este un foarte bun conducător de căldură, în momentul în care eu ating o temperatură dorită, sting focul și trag cratisa sau căzănelul deoparte, el începe să se răcească imediat. Lucru care nu se întâmplă în cazul ceaunelor cu pereți groși, care au inerție termică. Tu degeaba stingi focul, tragi ceaunul deoparte, îl agătești în continuare și riști să-ți caramelizezi tot, să-ți arzi. Tu ați văzut la gemul de căpșuni, vă las link în descriere, ce înseamnă un gem corect făcut, fiert rapid, 20-30 de minute, nu ore, foarte bine legat, natural, fără agenți de gelifiere și cu păstrarea unei culori superbe a fructelor. La mine nu există gemuri maro caramelizate. Să vedeți cum arată gemul de caise, ca aurul este, parcă ar fi soarele prins în borcane. Dar asta se face respectând niște rețete clasice. Dacă e cazul, fierbem de mai multe ori, în etape scurte, dar nu cu orele. Da. O să revin când vă arăt proba. Acum stăm la temperatură, exact la 110, chiar am trecut peste. Eu o să reduc focul și trag deoparte ca să vă fac proba, când mod normal aș pune imediat. Nucile sunt aici, scurse, acum, cu câteva momente înainte de a le pune. Pe farfurioară, la temperatura camerei, uite, mărgea. Vedeți cum stau boabele? Nu vă băgați degetele în ele, e suficient, uite-le. Da? Bineînțeles că temperatura scade brusc acum. Clatin un pic așa. Lămâia toată. Asta dă aromă grozavă. Va mai deschide la culoare nucile. Ajută și la legarea siropului, care pectină în coajă, că de-aia am pus-o cu coajă. Și vanilia, bourbon. Putem folosi și păstaie de vanilie. O păstaie mare, despicată sau chiar două. Acum mergem cu zahăr vanilat bourbon. Foc mediu și prima etapă de fierbere să fie cam de 10-15 minute. Aici e cantitate mai mare decât pe blog. O să vă arăt cu temperatură. Când ajunge la 105 grade, atunci ne oprim în prima zi, acoperim cu ștergar umed, stors, și le lăsăm să se îmbibe peste noapte cu siropul din vas. Na, revenim. Asta fierbe de 8 minute. Dulceața de nuci verzi și acum încep să spumez. Trebuie să o umfla până aici, că se vede că mai am redus un pic focul. Ce bună e geama asta, cu siropul, cu lămâie, cu vanilie, cu de toată, plus aroma nucilor. Spumăm din motive estetice. Nu că ar avea zahărul impurități sau alte chestii. Când dacă ar avea, nu știu ce ne-am face la prăjituri. Da, am ajuns la 105 grade, gem. Vă dați seama cât de simplu e cum vă ofer eu așa rețetele standard? Dacă ai termometru, nu-ți mai faci probleme. Oare cât să-l fierb? Oare cât l-o fier tu, Ana, de la Savori? Oare e bine? Bă, 105. Ia-ți termometru. Poți să ai 4 kg de... Nu, ce aici în loc de două. Bine, vă sfătuiesc să lucrați cu porții cam de două kg. Uite aici cât încep să se confieze, cât de fain arată. De ce să lucrăm pe ghicite când totul e standardizat? Am stins focul, scot termometru. În secunda asta, ștergar umed, stors, pus așa în două, acopăr și trag deoparte. Uite așa. Și las până dimineață sau până ajunge la temperatura camerei. Acum fructele, își trag siropul ăla fain, că de-aia au găurele, pe acolo a ieșit amăreala, acum se intre siropul să se confieze. Și vedem cum se prezintă situația după ce ajung la temperatura camerei. Să le mai dăm un clocot, probabil. Tara, ce faines! Au început să se confieze, nu cire cârpa s-a uscat. 6 ore le-am lăsat după prima fierbere. Uite ce faină, da, încă-i subțire siropul. Așa că fierberea numărul 2. Un pic de tot le amestec. Foc iute, cât? Până ajungem iar la 105 grade, la stadiu de gem. Și pe urmă
cârpă umedă din nou, le las un pic la răcorit. Dulcețurile de obicei se îmbuteliază reci. Nu e o greșeală dacă le punem calde în borcane. Până atunci le pregătim borcane și capace sterilizate. Vă las link în descriere, avem un video scurt, foarte util, cu ceea ce presupune sterilizarea corectă a capacelor și a borcanelor. Bineînțeles că așa cum ai mai culegem din spumă, ce aromă de vanilie faină e, extraordinar de bine miroasă. De cât e de faină. Foarte puține s-or, am aici pe margine vreo două care s-or spart. Restul sunt întregi cum trebuie. Da, imediat e gata. La 105 grade ne oprim. Tu să vă arăt și proba finală, că până acum v-am arătat numai proba siropului la 110. Facem proba cu siropul final al dulceții. Și gata, suntem la gem. Acum proba. Punem așa un pic mai mult. Lăsăm un pic. Să-l trag deoparte. Acum, dacă dăm cu degetul, să se despartă. S-a despărțit. Gata. Mai culeg spuma acum, cârpă udă și lăsăm. Eu l-aș lăsa până dimineață, dar se poate îmbutelia și cald, dar nu imediat, pentru că acum ele își mai trag din sirop, se confiază. Cârpă odată din nou, starsă, pusă deasupra. Așa. Am sterilizat borcane, am un cuptor plin cu două tăvi mari cu borcane, ca mai multe conserve, încă fierbinți. Bineînțeles că și capacele lor au fost sterilizate. Să vedem ce ne face frumusețea de dulceață de nuci după ce o stați să se răcorească. S-a uscat cârpa. Fain. Să vedem consistența siropului. Nu facem ceai sau poșircă. Uite aici cum bag lingura și cum arată siropul. Îl vedeți? Na, asta e dulceață. Nu că îl turnăm să fie ca ceaiul. Și uite culoarea. Miere. Uite. Asta era temperatura camerei și uite-l cum stă. Na, asta înseamnă dulceață. Punem înapoi. Pâlnie și borcane mici, nu? Ca să-i dulceață de lux, nu o să pun un borcane de 800. Și alegem de aici fiecare borcan să aibă și nuci, și coajă de lămâie, și sirop, și de toate. V-am zis, dulcețurile se ambalează reci la temperatura camerei. Nu-i nevoie de material fierbinte. Uite, când abia se așează în borcane. Asta e dulceață legată. Și uite aici cât de frumoase nucile. Uite. Și faptul că le-am înțepat, le-a făcut să absorbă sirop și în interior. Asta înseamnă să lucrezi cu termometru științific, nu basme. Le fierbem un pic și în urmă nu le mai fierbem și... Nu. Uite. O să revin acolo cu niște sirop după ce se mai așează. Le scalde încă borcanele. Nu le pot bate și așa mai departe până le umplu pe toate. Dragilor, ați văzut cum din nuca verde trebuie dat jos tot ce-i porțiunea asta verde, trebuie îndepărtată. Miezul ăsta din mijloc, uite, e de masă, asta cum am tăiat-o. Ați văzut cum se ține în apă cu lămâie, cum trebuie împunse, de ce? Ca să confieze și în mijloc. Să vă arăt și secțiunea imediat, uite aici cum arată siropul. Și ce culoare are, de miere, un pic mai închis decât de obicei, că am pus de data asta zahăr vanilat bourbon, nu păstaie de vanilie. Hai să și tăiem. Uite. Asta e. Uite aici. De cât e de faină și în interior. Asta este cea mai fină dulceață de pe vremuri, când cucoanele își serveau prietenele. O dulceață de nuci verzi și un pahar de apă rece și o cafea amară, un schwarz. Eu trebuie să o gust. Fragede.
grozave. Au gustul ăla lor specific, nu-i acoperi nici de lămâie, nici de vanilie. Acestea două, elevând finețea și savoarea acestui preparat de lux, pe care ați văzut că l-am ambalat în borcanele mici. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, nu uitați să o apreciați, un like, un share, povestiți despre savuri urbane și prietenilor voștri și familiilor extinse și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă. Vă pup, ciao!